fost nevoiți ieri să ne întrunim în ședință extraordinară de Consiliu prin aplicația Zoom Cloud Meetings, întrucât se impunea o alocare de sume din fondul de rezervă aflat în bugetul Comunei Dumbrăvița pentru luarea unor măsuri urgente pentru sănătatea și pentru protecția populației. Este vorba de sume de bani alocate, vorba de suma de 100.000 de lei pentru a instala în zonele aglomerate și în zonele de locuințe colective acelor dozatoare de dezinfectant pentru a putea fi utilizate de către populație, totodată și pentru igienizarea respectiv de contaminarea parcurilor și a locurilor publice din comună și alte nevoi care sunt în legătură cu această situație extrem de delicată. Totodată, la acest punct, am avut o discuție împreună cu toți consilierii și cu domnul primar, dacă situația o va impune, din aceeași sumă și dacă va fi nevoie, vom mai aloca sume suplimentare, să punem la dispoziția cadrelor medicale de pe raza municipiului Timișoara, care sunt în momentul de față în prima linie în lupta cu virusul COVID-19, locuri de cazare în pensiunile aflate pe raza Comunei Dumbrăvița, cazare care va fi suportată, dacă situația o va impune, din aceste sume pe care le-am alocat și dacă va fi nevoie, vom aloca sume suplimentare. Întrucât acesta a fost unul din punctele importante pentru care ne-am întrunit ieri în ședința extraordinară de Consiliul Local, am mai avut încă un punct pe ordinea de zi. A fost vorba de alocarea sumei de 1.631.840,79 lei din sumă înregistrată ca fiind excedent bugetar la finalul anului 2019, sumă primită ca și prefinanțare de la AFIR pe proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă. Este vorba de rețeaua de apă și de grădinița care este în momentul de față în construcție. Așadar, ne-am întâlnit în ședința de Consiliu de ieri extraordinară pentru a face față, aloca sume pentru a face față situației urgente în care ne aflăm, totodată și pentru proiectele care își continuă cursul în această perioadă, proiectele primăriei în derulare pe fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.